Măsurile pe care le luăm în domeniul activității ideologice și educativ-culturale vor marca fără îndoială un moment important în lichidarea rămânerii în urmă în acest domeniu, în îmbunătățirea activității ideologice care va trebui să contribuie la transformarea conștiinței comuniste într-o uriașă forță revoluționară a societății noastre. Teatrul e al poporului, ca și ogorul, ca și uzina. Fructul lui nu poate fi cules direct decât de către cei mulți care îl vor, care îl cer pe cel potrivit cu gustul și cu sănătatea lor, a celor mulți, nu cu gustul și cu mofturile neprevăzute ale teatrului și ale celor putini. Teatrul socialist nu poate fi decât un teatru al societății socialiste, adică al unei lumi care are o singură credință, o singură patrie, un singur ideal al frumosului, bunului și adevărului, idealul comunist.